aici la noi, la Hărman. Pentru care mai vin să ne bucurăm de ceea ce avem aici, lumea satului de odinioară, și apoi să ieșim afară, pentru că mai avem niște oameni care ne așteaptă, să ne bucurăm și de o cântare, de un joc, așa cum se făcea odată prin satele noastre și prin lumea noastră a satului românesc de odinioară. Și de astăzi, să mai întâmplă și asta. Adică să ne bucurăm că mai avem parte de asemenea întâmplări. Așa, pe scurt, spațiu, v-am spus că aici avem un spațiu dedicat lumii satului, nu satul de altă dată. Așa cum am reușit și noi să ne organizăm aici, în spațiu primit de la primărie, am închipuit o casă țărănească, o bucată de casă țărănească, sugerată de privorul de aici, pe care îl vedeți. Toma Conda ne-a ajutat și ne-a sugerat prin pictura dânsului Templu Mare Cosmic, biserica noastră creștină, cu sfinți din tradiția populară și cu icoana Sfântului Ilie sus. Și aici am îmbogățit tot spațiul ăsta cu ceva element de artă populară, cu o pândeia de care așa ne bucurăm și noi că l-avem aici și de Ducarea Bursei. Lucrăm și cel are povestea lui și frumusețea lui, înțelesurile lui. Și zic că asta este partea noastră bună, că slavă Domnului că avem încă din ce ne hrăni sufletește.